Salutare! După cum vedeți, am aici un MS 230, un stil, fabricație 2008, nu știu dacă se vede, în fine. Ideea e că trebuie schimbat setul motor, simeringuri, rulmenți, șuruburile de la tobă, furtunașul de impuls și poate și carburatorul, dar ăsta vom vedea. Bun. Ea funcționează prost acum, dar funcționează. Cilindrul are zgârieturi, o să vă arăt după, când o să-l scot, și să nu mai lungim, hai să dăm drumul. Bun, așa arată evacuarea, se vede destul de avariat, sunt urme adânci și pe segment, iar cilindrul e în aceeași, cum să fac eu să se vadă, abrim blitzul, sper că se vede, e în aceeași situație. Setul nou. Vedem dacă pistonul are același diametru și este absolut identic, cu toate că eu am comandat set pentru 250. Deci din nou intervine acea chestie care am mai zis-o eu, cu cilindrii care sunt la fel și la MS 230 și la MS 250. În mod normal ar trebui să difere diametrul cilindrului. Ok.
O să-l dezechipez pe ăsta. Simeringurile sunt absolut coapte. Drojba asta din 2008, de când a fost cumpărată, n-a fost desfăcută niciodată. Și simeringul ăsta e casat rău. E foarte tare și e joacă pur și simplu. Deci nu mai etanșează nimic. Bun. Bun. O să mă apuc din nou să montez totul înapoi, ca să iese clipul cât mai scurt. Avem aici bolți, siguranțe, ca de obicei, segmenți, tot ce trebuie. Dăm drumul la treabă.
Ok, ați văzut, aseară s-a făcut destul de târziu și n-am mai stat. Era undeva la minus 6, minus 7 grade. Am înghețat un pic și acum sunt vreo minus 4. Și o să-i pun un carburator nou. Carburatorul care îl țin eu de teste. Să vedem cum se comportă. De acolo pentru a nu face zgomot și haideți să vedem ce zice și ce face. Bun, deci se pare că acum merge chiar bine, o să o rodez un pic și după o să o și reglez puțin. Și ce să zic? Cam asta e cu ea. Un 230, destul de întreținut a fost. Numai piese ok a avut până acum. Poate că n-a avut prea multe defecțiuni, dar se pare că motorul a cedat. Proprietarul a băgat 20 de ml la litru. Eu cred că asta e principalul motiv, plus defecțiunea carburatorului care a sărăcit amestecul. Din urmare, motorul a zis stop. Da. Până data viitoare, ca de obicei, nu uitați să vă abonați. Alte linkuri cu 230 jos în descriere. Dacă n-ați apăsat deja pe clopoțel, apăsați acum. Toate cele bune. La revedere.